Bună ziua, doamnelor și domnilor, din nou la TVR Sport Special. O avem ca invitat astăzi pe una dintre cele mai cunoscute și cele mai apreciate jucătoare de tenis din România, Raluca Olaru. Raluca, spunem Bună bună ziua! ziua, bine ai venit alături de noi la TVR Sport Special. O modalitate inedită de a purta un dialog cu tine, erai obișnuită cu noi pe terenurile de tenis, noi cu tine pe terenurile de tenis, dar așa cum spunea președintele României, iată, mai avem o săptămână de așteptat, o săptămână și câteva zile și ne reluăm activitatea așa treptat. Cred că abia aștept să joci tenis, nu? Abia aștept să ies din casă, în primul rând, mai mult. Și da, bineînțeles, și să joc tenis, să iau aer, să stau în natură. Mi-e dor de multe lucruri. Să fac mișcare mai mult. Bineînțeles, am făcut exerciții în casă toată perioada aceasta, însă e incomparabil, bineînțeles, cu cele făcute afară sau în sala de fitness. E Cred cu totul. că cu toții numărăm zilele până când se termină această perioadă de urgență. Cum s-a reinventat Raluca Olaru în această perioadă de izolare? Ce ai descoperit nou așa la tine, nu știu, pasiuni, hobby-uri pe care le-ai dezvoltat în perioada asta? Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit perioada aceasta și pus în aplicare mult mai des este gătitul. Este ceva de care nu aveam timp înainte. Se întâmpla extrem de rar să îmi gătesc eu ceva acasă singură. Însă perioada aceasta m-a obligat să fac lucrul acesta, să învăț tot felul de lucruri în bucătărie și chiar mă bucur că am avut ocazia să fac și acest pas. Știam că într-o zi o să vină și momentul acesta. A venit puțin mai repede decât mă așteptam. Dar pot să spun că chiar sunt mulțumită de cum am evoluat, să zicem, în domeniul acesta. Altceva pe lângă asta, sigur, cred că cu toții am trecut prin diverse stări. Perioada aceasta a fost o perioadă bună de introspecție, ca să spun așa. A fost ca o pauză, ok, ce s-a întâmplat până acum, ce mi-aș dori, sau cel puțin pentru mine, ce mi-aș dori să fac de acum încolo, când perioada aceasta se va termina, când o fi asta. Și cred că momentele acestea de introspecție sunt bune. Eu oricum le aveam și înainte, dar perioada asta m-a obligat mult mai mult în sensul acesta. Am rememorat mai mult și momentele bune din trecut și da, mi-am căutat așa puțin în interior să văd exact unde mă aflu și ce îmi doresc în continuare. Apropo de rememorarea acestor momente bune de care vorbeai mai devreme, ai avut timp să ți revezi și unele meciuri pe care le-ai disputat de-a lungul timpului? Da, am mai multe USB-uri cu meciurile, ba chiar acum avem și o opțiune cu VTA-ul, avem un cont unde putem vedea meciurile din ultimii 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel. Sigur, am făcut și lucrul acesta. Da, e un sentiment foarte plăcut să ți aduci aminte de ce ai realizat, să, într-un moment de pauză totală în care ești complet inactivă și nu mai faci nimic practic, pentru că pentru noi totul s-a oprit. Ok, îmi fac exercițiile zilnice, dar o oră, o oră jumate, după aia am terminat toată ziua, în rest ce fac? Obișnuită cu un program super, super intens înainte. Și da, a fost o modalitate bună să rămân cumva în contact cu tenisul și cu mine. Raluca, cât timp îți va lua, așa cum te cunoști tu, ca și raportare la efortul fizic, să te revii la forma fizică pe care ai avut-o de dinaintea acestei pandemii? Păi, este cea mai lungă pauză pe care am avut-o de până acum, de tenis. Până acum a fost maxim o lună, acum deja sunt două, aproape două. Cred că
O lună jumate, cel puțin. E greu de zis. În mod normal, după o lună pauză, îmi trebuia cam o lună și o săptămână. Da, deci probabil mai mult, spre 2 luni va fi acum mai realistic. Ai debutat în 2020 cu gândul la calificarea la Jocurile Olimpice. A fost focusul tău principal, această calificare la Jocurile Olimpice. Totul s-a încheiat brusc, jocurile au fost decalate pentru 2021. Vei relua pregătirea și, evident, turneele importante imediat după încheierea acestei stări de urgență și când se va putea, evident. Care crezi că va fi primul turneu la care vei putea participa? Asta nu depinde de mine. Este foarte greu de spus în momentul de față și, sincer, WTA-ul și ATP-ul cred că au un job foarte greu în momentul de față cu reorganizarea calendarului, toate incertitudinile. Și încă nu s-a anunțat nimic în acest sens. Cred că acum, la începutul lui mai, ar trebui să dea un următor anunț legat de asta. Până acum este întrerupt totul până la jumătatea lui iulie pentru noi. Sincer, mi-e greu să cred că o să se reia la jumătatea lui iulie. Cred că acest termen se va decala. Simt că cel de vreme în septembrie. Asta așa, dacă totul merge strună și, nu știu, părerea mea. Pentru că, da, mi este și, depindem și foarte mult de zbor, da? Deci ca să jucăm turnee trebuie să zburăm foarte mult, să călătorim cu avionul. Nu știu cum se va relua acest lucru în perioada următoare. De asemenea, dacă jucăm cu fani, cu porțile deschise, clar va fi o mulțime mare la fiecare turneu. Dacă jucăm cu porțile închise, tot va fi o mulțime, pentru că suntem mulți jucători, cu stafful lor, antrenorii, organizatorii. Depinde foarte mult de cum evoluează lucrurile cu virusul, din punctul meu de vedere. Și toate lucrurile acestea de pe lângă zburatul, avionul, ei cu siguranță nu vor relua decât în condiții depline de siguranță și de să fie sigur că va fi ok pentru toată lumea și nu există niciun risc. Cât de mult se resimte pentru un jucător de pe tenis de talia ta absența, s-ar putea resimți absența publicului? Dacă vom juca cu porțile închise, vă Exact, referiți? da. Sigur, va fi o situație cu totul nouă la nivelul acesta, pentru că, să fim serioși, cu toții am jucat la niveluri inferioare când erau 10 oameni toți în tribună. Sincer, cred că ne vom bucura atât de mult să revenim în activitate că nu va conta atât de mult, cel puțin în prima fază, absența publicului. Sigur, pe de altă parte mai sunt și jucători sau jucătoare, nu știu cum ar fi Mladenovic, să zicem, dau un exemplu, care se hrănesc cu publicul și cu energia lor. Probabil lor le va fi puțin mai greu. Eu nu sunt una dintre aceste jucătoare. Sunt destul de concentrată pe ce am eu de făcut și încerc să ignor pe cât posibil ce se întâmplă în exterior, tocmai pentru a mă focusa cât mai bine pe meci. Dar, repet, cred că per total nu ne va afecta foarte mult. Ministrul sportului din Franța, care știi că este o româncă, a anunțat faptul că Roland Garrosul se va desfășura doar cu spectatori. Deci, Da, competiția va fi este. reluată doar în momentul în care se va putea permite accesul spectatorilor Mi se pare normal ca mai ales turneele mari, turneele de prestigiu, să refuze să aibă loc, să se desfășoare fără spectatori, tocmai pentru că în cazurile acelea, da, ei fac mare parte din peisaj, da, deci ei
cum să-ți închipui o arenă atât de mare cu atâția scaune și goală, fără spectatori. Asta e greu. Eu mă refeream înainte când am spus că nu va conta foarte mult pe ansamblu, la turnele mai mici, dar cu siguranță vor fi turnee, așa cum nici Indian Wells când era acum programat și au luat decizia să-l anuleze, l-au anunat, de fapt l-au amânat momentan, tocmai pentru că au refuzat să se desfășoare fără spectatori. Vorbeai ceva mai devreme de Mladenovic, că se hrănește cu această energie a publicului și Simona Halep este cam în aceeași situație. Așa este, dar o văd pe Simona mult mai capabilă decât pe Mladenovic să își ia acea energie și din interior. Deci poate să treacă peste acest moment. Eu așa zic. Raluca, aș vrea să ne referim puțin la FedCup. Ai acceptat în continuare să faci parte din echipa de FedCup a României. Ai mers alături de Ana Bogdan, de Jacqueline Cristian, de Gabi Ruse, două dintre fetele cu care România a defilat la Cluj, sunt fete tinere, de perspectivă. Cum a fost echipa României atunci pentru tine? A fost total diferită pentru că nu mai era nici Simona, nu mai era nici Irina Begu. Sigur, a fost o conjunctură nouă, cu siguranță, cu trei fete noi în echipă, Jacqueline, Gabi și Irina, Para. Mie mi-a plăcut foarte mult atmosfera toată săptămâna. Am fost muncitoare, dar și vesele. Am simțit că fetele nu s-au lăsat așa mult, să zicem, influențate de ideea asta de wow, joc pentru echipă pentru prima oară, presiune, stres. Din contră, și-au și arătat-o pe teren cât de bine au gestionat situația și în special Ana și Jacqueline. Sigur, s-a terminat pe o notă amară, mai ales pentru mine, dar asta nu șterge cu nimic lucrurile bune care s-au întâmplat până în ziua de duminică. Și să nu uităm că în viitor, la un moment dat, va trebui să predăm ștafeta unor jucătoare mai tinere și, na, orice moment e bun ca ele să aibă această experiență și cu atât mai mult cât noi suntem încă în activitate, eventual le mai dăm un sfat sau să fim pur și simplu acolo alături de ele. Dacă nu ar fi izbucnit această pandemie, ar fi trebuit să jucăm contra Italiei. Ce șanse am fi avut în fața Italiei? Având în vedere echipa lor, cred că au fost șanse bune. Na. Nu se știe niciodată, așa cum o spun întotdeauna, dar față de echipa Rusiei și la început și cea finală din weekend, cred că cea a Italiei era mai accesibilă. S-au amânat Jocurile Olimpice, așa cum spuneam, 2021 era firesc să se amâne după tot ceea ce s-a întâmplat la nivel mondial. E un avantaj pentru tine că aceste Jocuri Olimpice s-au amânat? Îți dă mai mult răgaz de pregătire și, cum să spun, un mic confort interior pentru a merge mai departe în calificarea aceasta la Jocuri? Nu pot să-ți spun că e nici așa, nici așa. Eram la un clasament cu care aveam destul de mari șanse să mă calific. Bineînțeles, depind de parteneră și de o altă româncă cu un clasament suficient de bun ca noi să intrăm. Însă nu o iau în niciun fel, mai ales că acum clasamentul s-a înghețat. Evident, nu știu sigur când o să se reia, dacă o să rămână înghețat sau ce o să se întâmple. De principiu aveam destul de multe puncte de apărat lunile acestea, februarie, martie, pe care ar fi trebuit să le apăr pentru a avea un clasament suficient de bun după Paris, să am în continuare o șansă mare. Însă, probabil același lucru va fi și la anul și important e
să fiu sănătoasă și să rămân în zona asta bună în care am fost în ultimii ani, și sunt sigură că dacă lucrurile astea se întâmplă, o să am o șansă bună să mă calific. Raluca, cu cine ți-ai dorit să faci un dublu la Jocurile Olimpice? Păi, în general îmi place să joc cu românce, deci am jucat bine și cu Simona, am jucat bine și cu Irina, sincer cu Monica, ea este singura cu care nu, am jucat cel mai puțin, cred că doar o dată sau de două ori. Cu oricine ar fi, eu sunt bucuroasă să joc și noi româncele suntem puternice, suntem luptătoare, cred că în orice echipă vom juca, vom fi niște adversare redutabile. Tenisul este creditat în momentul de față cu șanse mari de a obține una sau chiar două medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Care e părerea ta? Știți că nu-mi place să vorbesc despre rezultate finale, pentru că pentru noi cel mai important este să o luăm pas cu pas, numai așa ne putem atinge obiectivul final. Sigur, bineînțeles că speranțe sunt, dorința noastră este, cred că pentru toate fetele Jocurile Olimpice sunt un obiectiv important și cu siguranță un mare vis de a câștiga o medalie, bineînțeles. E greu de pentru mine, din postura de sportiv, de a da vreun pronostic în sensul acesta. Revenind la turneele mari de pe circuit, care este turneul? Care este turneul de care ești cea mai apropiată, de care ți-e cel mai dor, ca să zic așa? Unul din ele este US Open, cu siguranță. Și datorită orașului New York, nu știu, îmi place foarte mult acolo, mă simt bine de fiecare dată când merg și, nu știu, atmosfera e aparte și apropiată de sufletul meu. Un alt mare turneu este Indian Wells, care cred că pentru toți jucătorii de pe circuit este un highlight din calendar. Natura este deosebită acolo și nu degeaba îi spune paradisul tenisului. Și pe zgură, da, zgura fiind una din suprafețele favorite, Strasbourg în ultimii ani mi-a crescut mult la inimă, chiar și înainte să-l câștig, pentru că l-am câștigat în 2018 cu Miki. Chiar și în anul dinainte mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit foarte bine acolo și chiar dacă am pierdut un sferturi, ceva de genul ăsta, am mai stat câteva zile să mă antrenez înainte să plec la Paris, la Roland Garros, și chiar am jucat bine la Roland Garros, adică cumva am simțit că m-am încărcat zilele acelea acolo, este un oraș foarte frumos. În urmă cu câteva zile discutam cu Ana Bogdan, pe care am rugat-o să ne descrie cum arată o zi din viața ei dintr-un turneu. La tine cum e? De dimineață, de la momentul când te trezești până la ora meciului. Deci este, vorbim de o zi de meci. O zi de meci, exact. O zi de meci. Păi e foarte simplu. În funcție de când este meciul programat, îți programezi și încălzirea de tenis, care poate să fie între jumătate de oră și o oră, cum preferă fiecare jucător. În cazul meu, ideal ar fi undeva la 45 de minute. Și depinde mult dacă meciul este în prima parte a zilei sau în a doua parte. Dacă este la început 11-12, atunci încălzirea să se termine undeva cu o oră jumătate înainte. Deci dacă joc la 12, m-aș încălzi de la un 10 sau 9.45. După aceea, bineînțeles, te pregătești de meci, îți faci duș, îți aranjezi rachetele, îți pui gripul pe ele. Nu știu, fiecare jucător are o rutină diferită, dar eu atunci îmi pregătesc rachetele. Și intri puțin în atmosfera aceea. De obicei am niște idei notate pentru fiecare meci, le recitesc sau am tactica vorbită cu antrenorul pentru că de multe ori sunt singură și la fel o recitesc.
Iar apoi, bineînțeles, o încălzire fizică cât mai bună înainte de meciul efectiv. Mai ales că la dublu, scuze, totul merge foarte repede, punctele sunt scurte, este punct decisiv la egalitate, trebuie să fii super ageră de la începutul meciului neapărat. Ana ne spunea că folosește multe tehnici legate de yoga. La tine sunt anumite tehnici legate de chestiuni care să te ajute înainte de un anume meci? Nu, n-aș spune de yoga sau alte lucruri de genul ăsta, gen mindfulness, deși sunt sigură că o fac, deși nu-i pun eticheta de mindfulness, știți? pentru mine asta e important, să dorm cât mai bine, să mănânc cât mai bine și în ziua respectivă și în ziua dinainte, fizic, să mă încălzesc cât mai bine sau dacă poate mă trezesc și, nu știu, am vreo... mă jenează ceva sau mă simt contractată la ceva, să merg la fizio, înainte, de preferință înainte de încălzire, nu înainte de meci, ca să îmi pun deja corpul în mișcare mai bine. Și partea aceasta de tactică și de ce îmi propun efectiv în meciul respectiv. Asta pentru mine joacă un rol foarte important în pregătirea unui meci. Oamenii vor să vă cunoască puțin și altfel. Este o perioadă în care sportul este văzut altfel și vor să afle cât mai multe amănunte de dincolo de lumea terenurilor de sport. Ai superstiții? Da. Am. Legate de tenis. În rest, Evident, evident. n-am așa multe. Nu, evident, legate de tenis. Nu știu, intri cu piciorul drept pe teren sau... Era la un dat asta, nici nu știu dacă mai, cred că acum intru automat. Sunt destul de tipicară, sunt o persoană tipicară, așa cum se poate vedea eventual, nu știu, și în pauza dintre schimburi, da? Când sunt pe bancă, am un anumit ritual. Ia să mă gândesc. Am, de exemplu, dacă mănânc la un restaurant care îmi place și, nu știu, am jucat, am câștigat a doua zi, este posibil să vreau să mă duc la același restaurant înainte de meciul următor, mai ales dacă poate oferta nu e atât de mare în zona respectivă, aproape de hotel sau eu știu. Am, de exemplu, în vestiare, de exemplu, dacă într-un an la Roland Garros am avut vestiarul într-unul din colțuri sau într-o zonă anume, că na, vestiarul e mare, și am jucat bine, anul următor încerc să-mi iau vestiarul tot în zona aceea, lucruri de genul ăsta. Cred că cu toții le avem mai mult sau mai puțin, eu probabil un pic mai mult decât media. Am înțeles. Spuneai de faptul că ai avut sau ai timp să revezi anumite turnee la care ai participat și care sunt foarte apropiate de suflet. Ți-ai contabilizat și greșelile pe care le-ai văzut în timpul acelor turnee, uitându-te la meciurile respective? Sigur, asta o faci automat și se întâmplă de multe ori. Sunt la un turneu, am jucat un meci, indiferent dacă am câștigat sau nu, să doresc să revăd cel puțin niște secvențe, să văd ce aș fi putut face mai bine în game-ul ăla sau pe serviciul adversarei sau pe serviciul meu sau cu ce ne-au bătut la final. Lucruri de genul ăsta. Mi se pare foarte util să le fac la cald, ca să spunem așa. Sunt destul de obiectivă în analiză după meciuri acum la maturitate. Bineînțeles, când eram mai tânără și eu eram mai, nu știu cum să zic, trebuia să treacă un timp să mă liniștesc și după aia puteam să vorbesc mai obiectiv. Dar astăzi mă consider capabilă să văd exact, ok, ce am făcut bine în meciul ăsta, ce am făcut mai puțin bine și ce vreau să fac mai bine la următorul sau la ce vreau să lucrez în plus la antrenament, lucruri de genul ăsta.
mai ales la dublu, care este o probă extrem de tactică, bineînțeles și simplul este, dar la dublu sunt mult mai multe scheme tactice în joc. E cu atât mai esențial, cred eu, să vezi puțin și din exterior, având în vedere că sunt patru jucătoare, să vezi, ți-ai acoperit bine terenul sau ce zonă ar fi fost liberă și tu n-ai văzut-o, lucruri de genul acesta. Vorbeam mai devreme de Jocurile Olimpice și de participarea la Tokyo. Ai spus că nu-ți place să faci calcule înainte de un meci, nu-ți place să vorbești despre rezultate care ar putea să vină. Totuși, ce ar însemna pentru tine o medalie cucerită la Jocurile Olimpice? Pentru că, evident, nu excluzi această variantă. Nu mergi la Jocurile Olimpice doar ca să faci act de prezent. Bineînțeles. Este unul dintre cele mai mari visuri ale mele. Nici nu pot să descriu, ar fi ceva minunat. Urmăresc Jocurile Olimpice la televizor de când mă știu, de când eram mică. Părinții mei erau mari iubitori de sport în general, așa că am crescut în atmosfera aceasta. Și când am fost la Rio, pentru prima oară am participat la Jocurile Olimpice. La fel, mi s-a părut ca un vis îndeplinit. A fost ceva ceva wow pentru mine. Și festivitatea de deschidere și totul. Bineînțeles că atunci am jucat cu Andreea Mitu, am pierdut în turul al doilea de la cele care au câștigat, care au luat medalia de aur, rusoaicele Veznina și Makarova. Deci, da, cu siguranță este un vis extraordinar și chiar de mulți ani, cum să zic, deci de când, ok, am participat la Rio și instant am zis, vreau neapărat să fac tot ce pot, să mă calific și pentru Tokyo și să fac o treabă mult mai bună acolo. Raluca, mai am doar două întrebări pe care doresc să ți le adresez. Prima este legată tot de Jocurile Olimpice. Se vorbește mult despre cine ar trebui să fie purtătorul de drapel, de fapt purtătorii de drapel, pentru că știi că în ultima vreme CIO a vorbit despre faptul că la Jocurile Olimpice o delegație va avea doi purtători de drapel, o fată și un băiat. Cine ar trebui să poarte drapelul României pentru delegația noastră? Sigur, poate sunt subiectivă, dar cred că Simona ar fi primul candidat. Am un respect mare pentru toți sportivii, indiferent de domeniu, de sport, de probă, de orice. Însă ea cred că a făcut istorie în sportul românesc în ultimii ani. Numărul 1, câștigătoare de Grand Slam-uri și e un model de urmat și în viața de zi cu zi. Este o persoană plăcută și care are așa un efect benefic, mi se pare, asupra noastră, a tuturor. Deci, da, cred că ea ar fi un candidat principal. Și în privința băieților? Măi, Horia a fost deja. Nu știu, da. Se poate repeta? Poate fi din nou? Evident. nu știu, sincer, foarte bine la băieți, din alte sporturi, așa... Horia ar avea un contracandidat puternic pe Marian Drăgulescu, spre exemplu. Da. Aveți dreptate, într-adevăr. Marian Drăgulescu, cred că și el a depășit multe recorduri în gimnastică. Are o carieră extrem de lungă. Nici nu știu a câta olimpiadă ar fi pentru el. A treia, a patra? Cam chiar mai mult. Da. Da, ar fi un candidat foarte bun, Marian Drăgulescu. Și ultima întrebare pe care doresc să-ți o adresez. Cum se va schimba sportul la nivel mondial după această pandemie? Sigur că am făcut și eu exercițiul de imaginație să-mi dau seama cam ce se va întâmpla.
Cred, simt că, cel puțin în tenis, vom fi mai uniți, în sensul că până acum, în conducerea tenisului, să spunem, aveam WTA, ATP, ITF. ITF care controla Grand Slam-urile și turneele premergătoare WTA-ului, cele mai mici. Și cumva fiecare era pe poziția lui, na, mai apărau discrepanțe. Cred că după perioada aceasta ei vor fi mult mai uniți. Așa simt și desigur mă bucură mult lucrul acesta. Cred că mulți ne doream asta și cred că dacă se întâmplă, lucrul acesta va rezulta în niște decizii mult mai bune, în un viitor mult mai bun pentru tenis, pentru că încă, deși este un sport din ce în ce mai mediatizat, cu din ce în ce mai mulți suporteri, are loc pe tot mapamondul, practic, încă sunt lucruri de îmbunătățit și mai ales în, pentru cei clasați în afara primei sute. Acolo sunt multe lucruri de aranjat și de îmbunătățit. Și da, mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta. Legat de sport în general, este foarte probabil ca o perioadă multe sporturi să se desfășoare fără public. Ceea ce, bineînțeles, nu este deloc ideal, pentru că e cu totul altceva să vezi meciul acolo, live, să fii aproape față de televizor, însă e la fel de important că totuși în ziua de astăzi, uite, poți transmite la televizor aproape orice meci de oriunde și e important ca totuși lumea să rămână în contact cu sportul, pentru că este o bună parte din viața noastră a multora, cred, și o parte esențială, zic eu. Raluca, noi îți mulțumim mult de tot. Din data de 15 mai, cu siguranță ne vom revedea pe terenul de tenis cu racheta în mână, noi cu de tine așteptând să-ți termini antrenamentele și nu ne rămâne decât să-ți dorim mult, mult succes în ce-a mai rămas din acest sezon, care nimeni nu știe deocamdată cum se va derula până la finalul anului, dar la turneele la care vei participa să ai multă, multă baftă. Îți mulțumim mult de tot că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Mulțumesc mult de tot și eu și pentru invitație și pentru urări și da, să ne vedem cu toții bine într-un viitor apropiat. Toate cele bune. Mulțumim mult. La revedere. Ciao.